ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit o rețetă foarte interesantă și foarte delicios. Eu am aici cașcaval. Da, este cașcaval de casă, se face foarte rapid și este foarte delicios. Dar ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de 300 de grame smântână, la mine este cu grăsime de 30%, 6 ouă, sare, 3 linguri, dar puteți să puneți și mai multă și mai puțină, după gustul vostru. Lapte, 2 litre, la mine laptele este cu 2% grăsime. Laptele îl punem la fier, la foc mediu, nu la foc mare, la foc mediu. Și când începe fierbe laptele, vom adăuga sare. Cât așteptăm să fiarbă laptele, într-un bol mai încăpător adăugăm smântâna. Ingredientele la mine, smântâna este rece de la frigider, laptele este la temperatura camerei, dar nu contează ingredientele, sunt la temperatura camerei sau din frigider, oricum noi punem totul la fier. La smântână adăugăm ouăle. Și amestecăm totul bine. Am terminat de amestecat bine, bine ouăle cu smântâna. Iată, iată, cu laptele va începe a fierbe. La noi laptele fierbe, adăugăm sarea. Sare vă spun, eu am adăugat 3 linguri, dar voi puteți să adăugați și mai mult și mai puțin, dar mai mult de 5 linguri nu vă sfătuiu, la 2 litri de lapte va fi de ajuns. După ce am adăugat sarea, adăugăm și amestecul de smântână cu ouă. Amestecăm totul bine. Și lăsăm să fiarbă tot la foc mediu, timp de 7-8 minute. La mine a trecut 8 minute, cașcavalul nostru este gata, îl putem lua de pe foc, luăm cratița de pe foc și îl strecorăm peste sită. Și cu o lingură presăm așa bine. Și în marlă puteți să-l puneți, dar mie mi este mai comod în sită. Îl lăsăm așa în sită sau în marlă să se scurgă bine și să se răcorească. Apoi vom pune pres peste el și îl punem la frigider peste noapte. La noi este a doua zi. Eu am scos cașcavalul nostru din frigider, am pus un pres peste el, cum v-am spus, îl punem într-o farfurie. Priviți cât e de frumos! E extraordinar! Filiem și gustăm! Priviți cât de bine se filiază! Eu n-am răbdare, o să mănânc! Foarte gustos! Am luat un cuțit mai mare. E extraordinar. Nu mai cumpărăm cașcaval. Priviți ce bunătate e aici. Priviți cât de bine arată, dar este atât de delicios. Nu pot să vă redau. Se taie foarte bine. Vreau să vă spun că presul să fie puternic deasupra la cașcaval. Facem și degustarea, dar eu deja l-am gustat când am tăiat prima filie, n-am avut răbdare, dar oricum voi gusta și în fața voastră. Se aseamănă gustul cu un sort de cașcaval, dar nu pot să-mi amintesc, dar este. Vreau să vă spun ce ține de sare. Sare eu am adăugat 3 linguri, dar eu aș mai adăuga încă una.
este bine, este bun, dar totuși parcă așa puțin mai sărățel, parcă eu aș dori să fie cașcavalul. Dar fiecare după gustul lui. Puteți să adăugați în el și condimente, și busuioc sau oregano, pătrunjel, măsline, orice doriți vă puteți să adăugați și va fi încă și mai delicios. Dar este extraordinar și așa. Super rețeta, eu vă recomand și vouă, dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți clas, dați share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!